HR în cadrul companiei Double Case și masterclass-ul de astăzi o să-l duc eu și colega mea. Eu sunt Victoria, consultant financiar la compania Double Case. Chiar mulți sunt noi și asta mă bucur că faci mult. Mulți fieți sunt noi. Da, nici scos cum mă nu aveți și dumneavoastră trei masterclass-uri de când veniți și de-am spus pare că... Eu ne-am pare că dacă nu v-ați supărat de mine, nu v-ați de mine că aici. Ce mai tare m-au auzit și atât de ce sunt așa în mâine să trăi. Sunteți o personalitate care se memorizează. Asta e foarte bine, de fapt. Bun, haideți să începem mai întâi toate cu piața. Cine are tranzacții active? Pe ce? O, ideal, bravo. Bun, pe ce? Petrol. Cine e pe SPI are activ? Ați văzut ce frumos? Da, da, pe instrumentul. Super, bravo. Încă cine și pe ce tranzacționează? Liraturcă. Da, dar cine a prins gând pe liraturcă? Care o, o, este. Încă? Am o să vă arătăm la sfârșit de masterclass, să vă arătăm ceva foarte interesant. Cum traderii tranzacționează, un pic de răbdare și totul o să fie. Bun, pentru ce ați venit voi astăzi? Pentru strategie nouă. Aha, dar pentru ce vouă vă trebuie strategii noi, cunoștință? Sancționăm corect. Sancționați corect. N-aveți încă cunoștințele suficiente, da? Nu zic multe. Sau acumulăm cunoștință că am caz de ceva sau am ce schimba și diversifica. Mie managerul când îmi spunea că da, o să plictisești tranzacționezi numai după una și aceeași strategie. Nu, dar cum poți să plictisești după un singur strategie să faci bani? Și practic nu eram în interior, eu nu eram niciodată de acord cu cuvintele ei. De fapt, nu mi-a trebuit mult timp și m-am convins că da, într-adevăr așa și este. Bun, asta cum luați cunoștința asta evident, de fiecare și cum o să le aplice în practic, asta de fiecare voi. Bun, îi permitem domnișoare Victorie să înceapă să spui despre indicator. Da, bine, și zic și ce strategie o să vorbim noi astăzi? Ishimoku. Ok, cine îl cunoaște, cine a auzit de el? Așa, 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 nevastră, v-ați spus în aplicare sau ați auzit de el? Am auzit și am folosit în training. Și l-ați folosit? Veniți cu noi la masterclass? Nu? Dar nu se pare de asfalt, am da. Bine, și cum v-a părut? Ну, я в целом, да, я услышал, как бы, так, чтобы торговать какими-то понятиями большим объемом, но у вас как альтернатива другим индикаторам, да. А что для вас дал? Что для меня? Ну, сказали, что тут нет. А что для вас дал? Я как альтернативу использую. Ага. Виня, какая индикатория? Виня. Да, какая индикатория? А че сунты индикаторы? Ай, зачепим дела за. Ce sunt indicatorii? Stați, facem un fel. Haideți să facem sondaj. Cine tranzacționează după indicatori? Că concret schide tranzacții după indicatori. Combinat. Combinat. Cine numai după indicatori se uită? Numai după indicatori. Nimeni. Cine combină indicatorii? Tehnica. Cu nivele. O. Altfel. La piatră și locul noi îți arătăm. Și doar după indicator cum se tranzacționează. Și eu vă arăt și cum se poate de combinat. Bun, haideți să vedem de toate indicatorii. Deci, Ishimoku, nouri sau cum se mai numește el? Nu știu să văd mai bine. Spar un pic pe aromat. Da, iată așa. Ishimoku, nouri sau Ishimoku, cum îi mai spună, King of Ohio. Deci, el este un indicator inventat, să spun așa, de un analist și un jurnalist japonez încă în anii 1930. Și lui a trebuit 30 de ani ca să-l pună în practică, să-l perfecționeze și abia în 1960 deja el a apărut ca un instrument de lucru pe piață. Deci ce înseamnă el? Ishimoku, deci mai întâi de toate, el înseamnă dintr-o privire, deci dintr-o privire, după care Kinko înseamnă echilibru și Hayo înseamnă curbă, grafic. El foarte mult mai este poreclit și dintr-o privire pe grafic sau echilibru pe grafic, pentru că el foarte mult ajută ca să se identifice, pentru că noi întotdeauna avem nevoie prima regulă a traderului, deci el este ca să tranzacționeze după tendință.
după direcție. Deci, ce ne ajută acest indicator? Deci, mai întâi de toate, el ne ajută ca să se identifice direcția pe piață, fie că e Forex, fie că e ceea ce ține de piață de mărfuri, chiar și piața de capital. Sunt aici cititori care vreau la piața de capital? Cei care prins pe deschis tranzacția, care prins momentul deschis. Da, eu tot, dar acum și o să discutăm de toate punctele de vedere. Al doilea moment, deci el ne ajută ca să intrăm în tranzacție o intrare de la începutul impulsului, plus la asta ne arată și ieșirea din tranzacție. Deci, fac ceea ce trebuie și unul trebuie, să știe când să intre, să știe când să iasă. Un moment este că acest indicator în flat, el nu lucrează și nu se recomandă pentru că poate să dea greș. Toate că flat-urile nu sunt atât de rele, dar indicatorul nu-l percepe. Deci, el este format din 6 linii, după cum vedeți, foarte colorat, foarte... Deci, ca un șapte indicator, din staca, da, haideți eu să-l șterg. Apropo, ca să iți în apărare indicatorului respectiv, nu numai ieșim loc în perioadele de flat și perioadele de incertitudine, indicatorii dau multe intrări, dar intrări eronate. De asta noi, chiar și la lecțiile de practică, permanent recomandăm în perioade de incertitudine, în genere nu tranzacționăm, da? Când se formează triunghiuri, noi nu recomandăm tranzacționarea în interiorul figurii. La fel și după indicatoare, tot nu se recomandă tranzacționarea. Și în flat-uri, fiindcă ele dau indicatorii, calculele aceștia matematici, ei dau intrări, dar intrările nu o să ajungă în take profit. El o să intrare odată, o ajuns până la nivel și s-o întors înapoi. Și evident că noi o să luăm stop loss-uri. De asta, în perioade flat-uri sau perioade de incertitudine, niciunul din indicatori nu doar ieșim ocul. Nici stocasticul, nici RSI, nici moving average, nici MACD-ul. De ce mai deseori ele intrări dau multe, dar intrări dau eronate. Așa, deci unde găsim indicatorul? Deci, ca și oricare indicator de unde luăm, fie că el este un oscilator, fie că este un indicator de trend, deci Ishimoku el este un indicator de trend. Și indicatorul trendăvăie și aici o să-l găsim. Ishimoku Kinko Hayo. Sau Ishimoku Nouă. Cel mai simplu, ca să nu vă străciți limba. Așa. Parametrii lui sunt 9, 26, 52. 9, 56, 52. Asta sunt parametrii standard. Da, în caz că vreți să vă asigurați cu parametrii standard, apăsați pe zgros și OK și apar cu parametrii standard. Așa. Deci el este format din 6 componente. Și ce înseamnă toate aceste componente? Deci eu o să-l pun pe grafic, ok, și o să încep să-i explic. Deci mai întâi de toate, o să încep. Deci avem aici o linie roșie, care ea este asociată și cu o linie mobilă, se numește linia Tenkin-Sen, dar cel mai bine spuneți iarăși linia roșie. Deci, linia de tendință pe termen scurt, similată cu o medie mobilă de parametrii 10. Linia mobilă până sau moving average. Așa. Mai este porecrită și cu linia de cotitură și dăm un semnal a unei regiuni și foarte des mai dăm și un semnal când prețul fie că se află la un nivel de suport sau un nivel de rezistență și ne ajută ca să identificăm intrarea în trend. Această componență, deci ea e calculul la ultimilor 9 lumânări din trecut și plus la asta și viitorul ne arată. Deci următoarea linie, deci linia albastră, care mai este numită și Kinjusen. Cum? Kinjusen sau linia albastră. Ea la fel este o linie de confirmare. Și ne servește ca semnal pentru nivelurile de suport și nivelurile de rezistență. Plus la asta ne ajută, deci voi vă notați, da? Eu să vorbesc mai rap. Da. Așa, ok. Deci ne dă un semnal pentru suporturile sau nivelurile de rezistență și de suport. Și foarte mulți comercianți o folosesc pentru un final, ca să iasă.
din piață. Dacă linia roșie mai mult ar fi ca o intrare, linia albastră mai mult o folosesc ca o ieșire din piață. Și plus asta la fel ajută ca să identificăm stocul, se află într-un teritoriu de bani sau într-un teritoriu de sel. Această linie se calculează luând punctul mediu, punctul maxim și minim din ultimele 26 de perioade sau ultimele 26 de ordine, iarăși în dependență în care time frame noi ne aflăm, fie că e H1 sau fie că e day. Se ia în calcul ultimele 26 de ordine. Acum noi asta pe tablă o să explicăm cum lucrează. Deci ceea ce ține de nourul maro deschis sau nourul albastru sau violet deschis, cum vă este comod. Deci, dacă vorbim de nourul maro deschis, el se numește Sencospan. La fel, el este unul dintre cele mai puternice din puterea acestui indicator. Mai mult ne ajută să identificăm direcția trendului. El mai este corectit și limitele norului. Și la fel servește ca un nivel de suport sau ca un sprijin de suport. Pentru că prețul, dacă se respinge de la nivelul de suport și nouul, dacă vedem că este sub grafic, deci iarăși ne ajută ca să identificăm că avem o tendință crescătoare. Această linie este unică prin faptul că se ia în calcul 26 de lumânări din perioada dinainte și din trecut. Așa. Următorul nou, care este deja planul, dacă maro deschis e planul B, ăsta e planul A. Violet deschis sau albastru deschis. Da, A. Și ăsta la alt este B. Planul B. Maro deschis, iar și ne ajută să identificăm tendința și la fel are parametri că calculează 26 de lumânări din trecut, plus 26 de lumânări în viitor. Și aici deja... Acum și o să discutăm deja în tablă. Iar și aici ne ajută ca acest nou ne ajută când prețul se respinge de la nivelul de rezistență. Și atunci ne dă o confirmare de o intrare în sel. Una din importantele componente acestui indicator, deci este această linie verde sau lime, Cincospan se numește ea. Acesta este o linie care, linia indicatorului de întârziere, așa se spune mai bine. Ne arată prețul de închidere și prețul de deschidere. Și confirmă tendința pentru comerciantul pe piață. Cei mai mulți trader, de cei mai mulți trag atenția la linia verde din acest indicator. Și apoi asta deja o să explicăm cum se practică și cum se pune în piață în tranzacționare. Ok, bun, haideți eu să aflăm un pic din asta. Cine din voi iubește să tranzacționeze în scalpuri? Așa. Apiat, dar ce perioade mai îndelungate? H1, H4. Dar este care nu aplicat nici la scalpuri, nici la H1, H4. Ok. În primul rând, acest indicator. Eu când am cunoscut indicatorul respectiv, eu l-am cunoscut la lecție individuală. Mie mi s-a dat acest indicator la timeframe-ul de 15 minute. Aici pe orice indicatorul dat merge pe orice instrument, atât pe piața valutară, cât și pe piața energetică. Eu l-am folosit pe valutară. Piața valutară se tranzacționa, eu am tranzacționat în graficul de 15 minute. O să vă arăt cum anume. Minim la cât? Minim la cât? Poate fi maxim, minim la 5 minute. Eu, în genere, nu recomand niciodată tranzacționarea în graficul de un minut. Cineva de trader spune, dar de ce un graficul de un minut? Pentru că intrările trebuie să fie și mai frecvente. Nu. Eu, concret, 5 minute, acolo deja este confirmarea un pic mai clară. Asta e foarte, destul de interesant pentru scalping, să spui că confirmarea destul mult mai clară. Dar eu scalping-ul
Mine îl fac în timeframe-ul de 5 minute. Așa, rămâne cu cotație euro-dolar sau luăm oricare alt valut? Maxim de 15. Deja dacă merge vorba de M30, asta nu este scalping. Asta noi așteptăm confirmare pentru H1 sau chiar H4. Cum noi facem? Cum? E să nu-mi plăs scalping în principiu, da? E ceva cu eu, își vă arăt cum se tranzacționează și în scalping cu el și o să vă arăt cum se tranzacționează și în perioade mai mari. Două tipuri de tranzacționare după acest indicator și o să vă arăt și profiturile care se poate de luat. Sau îți vă dau vouă sarcină și o să îmi spuneți mie, mi-e bine în scalping sau mi-e bine în time frame mai mare de tranzacționat. Ce am pornit să spun? În graficul de ce spune, noi când începem să facem o analiză, cum ați spus dumneavoastră, când am 30, nu-i scalping. Noi începem să facem analiza în daily, corect? Ne uităm în graficul de 4 ore, dar deschidem tranzacții în H1 cu confirmare. Dar dacă nu este confirmare în H1? În 30. De asta, intrarea în tranzacție se găsește în H1 sau în 30 de minute. Aici este intrarea. Și iată, deja în 15, asta este pentru scalping. Tranzacțiile se închid de obicei în decurs de vreo 2-3, maxim o zi, poate se închide tranzacția. Maxim. Asta este termenul maxim. Bine, euro-dolar sau alt instrument? Îl lăsăm acesta. Îl lăsăm acesta, nu-i nicio problemă. Ne ducem în graficul de 15 minute, eu vă arăt un pic cum trebuie schimbat acest indicator. Apăsăm clic dreapta, eu o să șterg toate prețurile respective, este un indicator foarte interesant, colorat, arată bine pe grafic și atât liniuțele astea, ele nu ne trebuiesc. O să lăsăm doar două din aceste linii. Asta este linia verde și nori. Și mai mult nimic. Linia roșie, noi o să o închidem, o să o punem cu culoarea albă, că noi să nu o vedem pe grafice. Linia albastră, la fel o să o punem cu culoarea albă, o să lăsăm doar norii de creștere, norii de descreștere și linia de culoare light. Eu un pic pot să-i facem și mai conturați chiar. Și încă un moment foarte interesant la Ishimoku. Așa, un pic mai conturat. Iată așa. Încă un moment interesant la Ishimoku. Iată, dacă noi să ne orientăm, prețul întotdeauna se află între indicatori. Fiindcă, dacă să măsurăm de la prețul actual până la norul care deja este format, el este cu 26 de lumânări mai înainte. Iată așa. Spunem că norii respectivi, ei permanent anticipează mișcarea. Într-un fel oarecare ne determină ce trend urmează să fie. Dar linia de culoare verde, ea este cu 26 de lumânări în urmă. Însăși, deschiderea tranzacției, de la prețul acesta până la linie, avem fix 26 de lumânări. Vedeți, este în tablă, 26 de bare. Și prețul în felul dat, el este permanent situat între aceste două componente a indicatorului dat. Cum ne orientăm noi să tranzacționăm în timeframe-ul respectiv? Așteptăm când linia de culoare verde străbate unul din nori. Dacă străbate norul descrescător în partea de sus, iată aici, spre exemplu, da? El a fost străbătut. Din momentul dat, prețul la noi o să fie mai înainte. Și el anticipează norul următor. Iată, norul albastru este nor descrescător, corect? Nor descendent. Norul maro, sau cum îi spunem altfel, afinil, da? Este norul ascendent. Prețul se află în mijloc. Intrarea, deschiderea tranzacției, noi ne orientăm, adică când să intrăm în tranzacție, noi ne orientăm după linia verde a indicatorului dat. Dar norul care deja s-a format, el a anticipat trendul care este. Și plus la aceasta, într-o străbătut norul descrescător, evident că el îți urmează unul crescător. Și noi, în felul dat, facem profit pe mișcarea care urmează să fie. Deci, deschiderea tranzacției, la noi este aici. Așa, măsurăm 26 de lunări, iată prețul undeva la noi este, iată, în momentul dat aici. Când o străbătut norul, prețul este, iată aici, prețul pe atunci. Și până sus, el a mers 14 puncte. Este scalping. Noi deci nu ne așteptăm la take profit-uri de 100 de puncte. În scalping, noi take profit-ul permanent îl punem mic. Și aici, după strategia dată, la fel este așa. Take profit-ul fără de spread, adică dacă la cotație euro-dolar e 3 puncte, noi o să recomandăm un take profit de 7-10 puncte.
take profit-ul, 7 minute, 10 puncte. La euro-dolar. Ținând cont deasupra spread-ului permanent, la orice cotație valutară, orice instrument deasupra spread-ului, să iau 7-10 puncte. Și dă-o întreb destul de frecvent. Prima intrare care noi am avut-o, iată, a fost aici. Și vedem foarte bine că eu lucrat. Eu chiar o spun pe grafice, câte din câte eu a mers și câte din câte ea nu a mers. Iarăși nu. Sunt săgețele care se identifică deschiderea tranzacțiilor. Iată felul următor și noi o să arătăm unde am deschis. Aici noi am deschis buy. Aici a fost confirmare de buy. Măsurăm 26 de lumânări. Iată aici. În momentul ăsta, când o străbătut norul, prețul la noi este aici. Take profit-ul îl punem 70 puncte, înseamnă că el aici la noi a mers 14 puncte, după care s-a dus, s-a format-o corect. Stop loss-ul. Cei care la scalping, cei de la scalping pune stop loss. La scalping stop loss îi spunești că stop loss-ul întotdeauna o să fie mai mare decât take profit. Da, pentru siguranță și pentru liniște putem să-l punem. Stop loss-ul, în cazul da, se plasează cu 15 puncte mai jos de norul care a fost străbătut. În cazul acesta, într-adevăr, o să fie un stop loss mare, dar cum vedem noi, el nu s-a luat. Iată 10 puncte de la nor până la momentul unde a fost deschis tranzacția, se primește stop loss-ul de 22 de puncte, dar take profit 7. În scalping asta este, cum să spunem, strategie de tranzacționare sau scalping respectiv, însăși este o metodă de tranzacționare riscantă. Că scalping noi nu facem cu stop loss, corect? Dar facem fără de stop loss și punem doar take profit. Tranzacția se închidă. În cazul în care este duce nu în direcția noastră, dar împotriva noastră, noi cum calculăm așa ca să rezistăm pe piață. Așa, hai să vedem mai departe cum a lucrat strategia. O scoatem săgețele. În cazul tranzacției de vânzare, unde a fost confirmare? Iată, eu până aici confirmări de sell nu am avut. Confirmare de sell eu am avut, iată, în momentul acesta. O străbătut norul descrescător, în jos, și prima intrare de sell eu o am, iată, aici. O să punem săgeata și verificăm unde era prețul. Prețul aici sunt cu 26 de 11, undeva pe aici se numește, 26. Iată, în momentul acesta, în lunarea dată, eu o să deschid sell. E până jos, o mers mai întâi 8 puncte, a făcut o corecție și după care s-a dus mai jos. Iată aici, 26 de lunări, nu 26, cer scurt. Iată așa, de aici deschidem sell, până jos o mers 7-8 puncte, independent unde noi am deschis tranzacția. E graficul de 15 minute. Așa, din două intrări, două take profit-uri. Mai departe, puteți nota sau să memorizați. Și o să vedem acum într-o perioadă, nu știu, de câteva, de o lună de zile, o să vedem câte intrări din câte o mers și câte nu mers. Dar toate intrările le verificăm. Așa, o altă intrare, posibilitatea de a deschide tranzacție, a fost la noi iată aici, mai sub, iată confirmarea de buy. Este când linia a străbătut norul descrescător, 26 de lumânări de la linia verde măsurăm, iată aici, este confirmare pentru pozițiile de buy în lumânarea respectivă. De aici am deschis buy, până sus în umbră mers 14 puncte, nu ok, până la corpul lumânării, iată 8 puncte mers. La un take profit de 10 puncte, noi avem să-l luăm. Așa. Următoarea intrare, iată, este și o intrare eronată. Aici, iarăși, avem confirmare divide, 26 de lumânări. Îți primești undeva, iată, aici. Și nu mai să deschizi buy și s-o luat stop loss. Toate confirmările noi o să le verificăm. Aici, în take profit nu s-o dus, s-o dus în stop loss. Așa și punem. Intrare. Și uitați, vă până într-un final, el oricum s-a dus. Este scalping. Iată, dacă noi nu am fi avut stop loss, oricum, ok, chiar să verificăm. Stop loss în cazul dat, de unde a fost străbătut, 10-15 puncte. Măsurăm stop loss-ul. Așa, iată, 10 puncte. El aici trebuia să fie.
Vedeți? Prețul 1.1671. Victoria, indicați, vă rog, prețul. 1.1671. Acolo trebuie să fie stop loss-ul. Chiar dacă noi îl punem corect. Și el a format o corecție mai adâncă. Iată, noi aici am deschis tranzacția. Haideți să o verificăm. Așa, iată, în lumina aia să ne-am deschis tranzacția și s-a dus în jos. Dar eu oricum nu îmi merge stop loss-ul. Vedeți unde era stop loss-ul nostru. Și mai departe s-a ridicat și s-a închis în take profit. Dar presupunem că ați fost un stop loss mai mic. Nu. Intrarea nu merge din start. El nu merge, dar nu merge din start. Așa, următoarea intrare. Pentru a deschide tranzacții după acest indicator, iată, o avem aici la fel de sell, cum se vede clar pe grafic, intrarea a mers. Așa, o străbătut norul, deschidem tranzacții, 26 de lumânări și primește, iată, lumânarea respectivă. Și aici ne orientăm la pozițiile de sell, take profit-ul, 70 puncte, asta se primește că el nu merge destul de bine în sell. Da, sigur. Sigur că scoate. Scoate și stop loss pozitiv, scoate și trailing stop. Da, nu e nicio problemă, tot scoate. De ce noi recomandăm puncte puține? Este totuși până la urmă este scală. Deci noi nu tranzacționăm doar în direcția trendului. Da? Noi n-am determinat trendul ca să deschidem doar tranzacții în direcția trendului. Dar tranzacționăm atât pe buy cât și pe sell. Ca să ce este bazat o strategie? Direcție, intrare și ieșire. În cazul la această strategie de tranzacționare care eu vă acum vă arăt, toate tranzacțiile se deschid după indicatorul dat. Direcția nouă ne arată indicatorul, corect? După noi. Noi știm, el anticipează mișcarea și știm foarte bine ce mișcare urmează să fie. Iată, orice. A fost o creștere, poftim norul, a arătat că este o creștere. Este o descreștere, cea mai mică corecție, norul începe să determine corecția respectivă. Într-un fel, anticipează când urmează să fie corecția dată. Intrarea în tranzacție, noi la fel ne orientăm după liniile indicatorului. Linia verde ne arată momentul de deschidere indicatorul. Și dacă să vorbim de ieșire, noi tot punem take profit ca după indicator. Sau puteți face și în felul următor. Tranzacțiile care le deschideți în graficul de 15 minute, ele pot fi active pe perioadă mai mare de timp și puteți nu-i puneți take profit. Condiția că sunteți în fața calculatorului. Când se închide tranzacția după acest indicator, când deja prețul și linia verde încep să se întoarcă înapoi în norul indicatorului, pentru că norul el anticipează mișcarea. Și când linia și prețul începe să intre în norul, da, tranzacția se închide. Iată cum aici noi avem, da? Este posibilitate de buy. Aici noi deschidem buy și lăsăm tranzacția, nu-i punem take profit, dar lăsăm activă. Tranzacția se închide când linia și prețul începe să intre în indicator, în norul indicatorului dat. Iată, atunci noi tot putem să ne orientăm la închiderea tranzacțiilor. Eu cred că este totuși mai bine. Da, iarăși, nu cine sunt eu ca să decid. Deci, înțeleg că perioada spre linia verde cu nouul se suprapun, atunci nu faci nicio anumări, pentru că nu este clar direcția. Iată, în așa moment, aici nu se recomandă tranzacționare. În nor, nu se recomandă și că nu este o confirmare clară. Adică dacă noi la moment, haideți să vedem la moment ce avem. Să ne orientăm, poate chiar deschidem o tranzacție. Așa, la moment linia deja iată, e o străbătut, e confirmare, știți când a făcut? Iată aici. Aici iarăși noi am avut o posibilitate de a deschide tranzacții. De la nord, când linia străbate, lăsăm vreo 4-5 puncte ca confirmare după linia dată și în momentul respectiv ne orientăm la pozițiile de buy. Iată, buy la noi se primește 24, 25, 26 de lunări. A 26 de lunări, iată, aici a fost. De aici până sus, sunt 27 de puncte. Adică take profit oricum era să ne închid. Dacă tranzacția era să fie activă, de-am putem să începem să-i spunem că putem să ne orientăm la închiderea tranzacțiilor. Prețul începe să se atingă de norul crescător. Și eu cred că mai bine take profit decât să așteptăm ca tranzacția noastră, ca prețul să intre înapoi în nor sau linia verde. Ai pus take profit 70 puncte, ai fixat profitul respectiv și ești mulțumit și te bucuri pe piață. Pentru că dacă spunem așa take profit, că noi o să vă prezentăm foarte niște modele de tranzacționare și
voi să înțelegeți că 6-7 puncte, chiar 10 puncte, este strategia celor 10 puncte, care ne place nou la toți și mai multe modele. Și voi deja o să decideți cum este mai bine pentru voi. Așa, haideți să vedem mai departe, în continuare. Despre câte intrări am avut? 3 intrări, din 3 intrări, una a fost în stop loss. Catare nu s-a închis în stop loss, dar nu a mers deodată. Vreți să o considerați ca stop loss, vreți să o considerați ca take profit. Asta deja fiecare independență. Așa, aici confirmări nu au fost, iar tranzacția de sell a fost aici, în take profit s-a dus. Următoarea confirmare pentru buy, avem când linia indicatorului a străbătut norul descrescător, pozițiile de cumpărare. Haideți să măsurăm confirmarea, așa, 4-5 puncte. Este, măsurăm unde sunt 26 de lumânări. Așa, 26, atât de lumânarea dată. Noi o să deschidem tranzacția noastră de cumpărare. Așa, până sus, 21 de puncte. La nou ne trebuie take profit de 70. Sau puteți să lăsați tranzacția activă. Tranzacția mers în take profit. 4 intrări este. Așa, iarăși confirmarea de sell. Este linia străbătut norul acestui indicator. Ne orientăm la pozițiile de vânzare. Vedem unde sunt 27 de lumânări. Așa, aici am jos 3-4. Cam aici noi deschidem sell. Ne orientăm, prețul este 15. Prețul încă era 0. Așa, iată, sell-ul se primește de aici. Vedeți, sell-ul este mai de sus. Linia verde a dat confirmare, dar prețul era încă și mai sus. Așa, și de aici am deschis sell, până jos a mers 29 de puncte. Iar și avem aici o confirmare de sell. Vedem. 4-5 puncte. Confirmare de sell. Vedem unde sunt 26 de lumânări. Așa, 28. 26. Iată de aici. O să ne orientăm la pozițiile de sell mai departe. Tranzacția cu Convidenț a mers foarte bine cu take profit. 30 de puncte, chiar a mers. Așa, pozițiile de buy au fost confirmare aici, 26 de lumânări, 16, 29, mai de jos, 28, chiar de jos, 25-26. Iată, de momentul dat, ne orientăm la pozițiile de cumpărare și s-a luat o mișcare destul de frumoasă în piață. Zic că este din trecut foarte mult. Da, uitați, chiar astăzi a fost confirmare după acest indicator. Iată, dacă vreți, eu mâine dimineață o să duc market discussion cu indicatorul ISMO. Vreți? Vreau. Și o să vă spun unde este, o să fie intrat. Este. Dar acasă o să primiți sarcină și o să vă duceți și o să aplicați acest indicator. Din 5 tranzacții, pe care noi le-am determinat, doar un singur stop loss, dar din cauza că nu s-a dus tranzacția deodată, dar s-a dus mai întâi în mod, a făcut o corecție și după care s-a închis pe cum în tehnică. Dacă unde a fost puternic un sell, da? Înapoi. Aici? Mai da. Mai înainte. Mai înainte sau înapoi? Încă? Pe istoric? Da, e așa, acolo. Așa. Dar aici, noi mult timp le vedem pe dânsile paralele, da? Prețul este între dânsile, mult timp. E o confirmare, adică nu schimbă direcția, adică putem să mai intrăm cu sau că da, corect. Cât norul este mai mare, cu atât puterea prețului, puterea vânzătorilor pe piață predomină. Dacă norul este unul îngust, micuț, așa, aici e mai puțin. Da, cât ea este mai largă și mai mare, asta înseamnă puterea vânzătorilor ea predomină pe piață. Și mai departe puteți folosiți metoda adăugării după puterea norului, care îl vedeți pe piață. Adică aici predomină vânzătorii, cumpărătorii. Și cât de mai lat, adică cât mai mult sunt pe piață. Uh-huh. Deci puteți folosiți metoda adăugării. Sau, cum am spus și noi anterior, ați deschis tranzacția, folosiți stop loss pozitiv. Sau trailing stop, de ce și nu. Numai că asta este scalping și nu știu la câte puncte ar trebui să puneți trailing stop. Asta e cel mai bine. Direcția, intrarea și ieșirea, nu oricum ne arată indicatorul. Dacă planul vostru tranzacționar este axat peste 70 puncte, folosiți această metodă. Dacă nu, urmează tot după ieșiloc să vă dau tranzacționarea în graficul de o oră.
Numai că, vedeți aici indicatorul, strategia de tranzacționare s-a bazat doar pe indicator. Doar. Cineva, nu știu, sau am văzut că nimeni nu tranzacționează doar după indicator, deși eu am avut o perioadă când doar după indicator mă orientam, că am fost începătoare. Am zis că nu e bine doar după indicator și de asta foarte bravo celor care nu tranzacționează doar după indicator, dar o combinație. Și indicatorul e și MOPO, la fel, nu este o excepție. Indicatorul, da, și pe orice instrument, el se combină bine cu nivelele, nivelele orizontale. Rămânem pe euro-dolar sau ne ducem pe o altă paritate valutară? Petrol? Liga? Cine mai tranzacționează cu petrol în afară? 1, 2, 3. Restul? Zodă, dacă îi pidem om tot, dacă răsfără tot, trebuie să zic mâna urmă. Da, tranzacționați cu petrol? Pidem, da. Dar mie îmi place, doamna Liuba, în fiecare dată la master market, scașă, nu-mi scrie. De parcă se înveți, chiar într-adevăr, se tranzacționează cel mai rar. Nu, din cauza că eu am zis și mai zic, adică voi de la Alexandrie un pic altfel de faceți de scașă. Nu le discriminați, toți suntem speciali cu voi. Nu, eu vă zic părerea mea, că nu am treabă de altcineva. Din cauza că voi vă lămuriți mai, cum zicem, mai desfășurat. Dar mai ales bărbața, păi e așa, numai o țâță, și gata, nu voi zici nimic mai mult. E ca așa, e ca așa, e ca așa. Haideți să vedem și să vă demonstrez că ce s-a înțeles. Dar poate acolo descris și de vrem. Ce descris? Descris, iată, cine e acolo, păi, șeful studiat, că e pe asta de 8 de zi. Dar eu am alt propunere, scoate un archi discussion să vezi imediat după această luna. De exemplu, nu am reușit. Nu, eu am să le la la 12 și până la 12. Nu, dar nu am scris data, dar sus, scris data și apare la 12. Nu, mă, ce crești, ne apare la 12, nu am scris, iar că tu apărut, dar dacă ok, video pe canal. Dar mi-e apare. Da, o să mă opresc după mai să învăr. Dar este am reușit live, apoi nu găsesc video. Păi, nu trebuie lingură, dacă nu reușesc atunci, de exemplu, să văd la volanță ceva, păi, nu mă supăr. Ok, după masterclass, pentru că arătăm acest moment. Bun, a fost provocarea aici cu petrol. Haideți să vă testăm cu petrol, de ce și nu. Eu l-am, apropo, mi-e clar că persoanele le dai strategia și permanent după ce le dai strategie, întreabă, dar care este statistica? Câte cazuri din câte mers și câte cazuri din câte nu mers? Și pregătindu-mă, eu permanent că dau o strategie de tranzacționare la masterclass, eu fac statistică, eu anticipez întrebările voastre. M-am pregătit la fel cu cotația euro-dolar. Eu mă pentru acasă, ești pregătit. Ca de obicei. Dar punem petrol și o să vedem câte din câte merg și câte din câte nu merg. Punem neapărat și nivelele. Primul și în primul rând când începem analiza, aici noi nu o să lucrăm cu trenduri, dar o să lucrăm doar cu nivele. Așa. Jos este Viteaia. Viteaia sau Brăt? Ok. Da, dacă este Viteaia, și pe Viteaia, pe Viteaia. Băi, ce baie. Contul celălalt care noi am să vă arătăm. Și mai dăm ca să mă schimbăm. Unde îți vreau? Hai, dar și cum mai vreau ce sunt tranzacții? Noi ce am vrut să vă arătăm un depozit de tranzacționare. Vrem-o evident. Am ultimare, da? Dar și s-o să te rog. Iacă, vedeți, apar de-am întrebări. Haideți, sunt fără întrebările, da? O să ne deconectăm, pur și simplu. Sunteți foarte curioși, da? O să deschidem un alt account ca să nu ne încurci și pe urmă o să vă arăt și depozitul ăsta. O să vă arăt eu, sigur. Este. Și ne întoarcem la Viteai. Plasăm nivelele. Din start, cum noi știm să le plasăm în graficul de o zi. Cine a crezut că după perioada pandemiei atât de bine o să crească petrolul? Eu chiar săptămâna trecută am avut o analiză tranzacțiilor pentru Etașul Skaten. Nu mă așteptam că după pandemie să crească atât de repede petrolul, să ajungă la 70 de dolari barelul de petrol. Dar de ce nu de așteptat? Cine a mai avut asemenea prognoze? Eu nu scăzut la 60, da? Nu, el a înregistrat prețul maxim de 67 de dolari, aproape 70 de dolari ajung barilul.
Da, o face o corecție, eu cred că totuși un pic o să mai scadă, părerea mea. Până acolo. Poftim? Da, acum mergem, dar mâine este obiect plus, nu? Astăzi. Astăzi? Mhm. Dar cum mâine? Astăzi era. Și azi și mâine știu. Adică deja așa. Așa. Și ultimul nivel, asta o să fie H, H, este. Asta este H4 și în graficul de o oră. Și punem indicatorul, stavca, indicatorul de trend și indicatorul show. Din start o să ștergem liniile, toate, nici asta verde nu o lăsăm, doar norii indicatorului. Și o să ne orientăm să tranzacționăm. Când și cum anume? În graficul de o oră, tranzacționarea în cel mai scurt, în cea mai scurtă perioadă de timp, asta să fie în H1. Facem analiză. Nivelele le punem daily, H4, H1, le corectăm, le adăugăm, cum știm că trebuie depus nivelele date. Am adăugat acest indicator și când ne orientăm să tranzacționăm. Atunci când prețul străbate unul din acești nori și noi avem confirmare, o lumânare închisă, din următoarea lumânare ne orientăm la pozițiile în direcția care nouă ne trebuie. Spre exemplu, iată aici a fost străbatere de nivel, contract prețul în nor, este confirmare de 18 puncte în buy, s-a închis lumânarea respectivă, de aici deschidem buy până la nivel. Take profit îl punem după strategie nivelelor. 10-15 puncte mai jos de următorul nivel. Așa, s-a fixat un profit aproximativ de 171 de puncte. Nivelele trebuie de mai adăugat, nivelele nu stau corect. Așa, este iarăși străbaterea a linii acestui indicator, străbaterea prețului în indicator, prețul a străbătut norul indicatorului dat, de aici ne orientăm la pozițiile de sell. El a intrat înapoi în nor, tranzacție de sell până la următorul nivel cu 10-15 puncte mai sus, sfii take profit-ul de nivelul care urmează să fie. Tranzacția încă este activă. Stop loss-urile noi, dacă știm după strategie nivelelor, le punem mai sus de următorul nivel. Așa. Dar atât când e direcție de sell, vedeți mai, direcție? Mai jos de mijlocul din nivel, da. Zic, stați noi... După dată. Adică am văzut exact la între nivele, prețul chiar la jumătate, da? Și atunci dacă punem de efort și stop loss, atunci cam se primește la egal. 1 la 1. Da. 1 la 1, dar ca intrare folosim acest anume indicator. Așa, ia și. Singură de ce îți vrei să intre în așa tranzacție sau nu? Da. Ca tare la moment, ce aș recomanda eu pe Petrol, aș recomanda să ne mai abținem la tranzacționare, că ne las iasă din canal. Unica ce, făcând o analiză, ceea ce noi putem să facem cu fiecare din noi, eu îți văd o figură de schimb. Îmi place, nu vă place, dar eu văd capul ăsta cu umeri și eu aștept ca Petrolul să mai meargă un pic în săl. El doar crește și crește și crește, nicio corecție așa mai mărișoară, piața nu a făcut. Dar eu foarte bine înțeleg că el nu are unde să scadă mult timp. De asta, fundamental aici, la mine, eu cel puțin făcând analize, deja, hai să-i spun, este experiența asta de tranzacționare, fac analize pentru Petrol și tehnic eu m-aș orienta mult la sell. Dar, fundamental, eu m-aș orienta mult la bani. De asta eu cel mai bine mă abțin de tranzacții. Mai este mai sunt proiecte în sală la care se bate în cap analiza tehnică cu analiza fundamentală. Dar e sigur așa, că vrei să drumul de omul 10 nu la 1, 10 nu la 1, 10 da. Și dumneavoastră ce faceți? Îți dă și mă uit și nu fac nimic. Nu vrei să ne? Da. Da, dar și scalpele, perioade când încerc studiile. Hai că și eu scas că pe piață, dar pe umbere, mă bagă numai în primele două părți. La treia parte... Ideale, adică am pus nivele și parcă vedem triunghi și îl bate. Bun ca scădeoră înseamnă. Uitați-vă, triunghiurile, da, e foarte bine că tranzacționați și în interiorul figurii, deși noi nu recomandăm.
fiindcă triunghiurile ele au ca capacitatea de a fi străbătute în a doua și în a treia parte a triunghiului. Deja în a doua parte a triunghiului, el cam e riscant tranzacțional, dar încă se mai acceptă, dar în a treia, în genere, nu recomandă. Eu personal nu tranzacționez în a treia. Am venit pe demo astăzi pe SPI, când eram drumul care a fost triunghiul, apoi între a doua jumătate a triunghiului am prins că ai către triunghiul. Pe demo și pe tranzacțional și am pățit ce își spuneți. Am dat săl, dar el urcă la jumătate și înapoi, zic, opa, chiar s-a dus în baie serios, adică o străbătut cu triunghiul. Dar vine din demo, vine din demo. Capacitatea triunghiului, de exemplu, dacă el vine aproximativ pe dalit așa, nu? Totuși posibilitatea de a străbate în jos este mai mare sau mai mic? Apoi, vedeți că sunt triunghiuri de incertitudine, dar sunt triunghiuri de continuitate. Și este de continuitate, nu e clar unde și în ce direcție se duce. Pe exemplu, adică el vrea să trebuie, de exemplu, în nivel, adică... E ca, cred că la așa ceva vă referiți, da? Da, așa ceva. Da? Noi fac ca logic să ne gândim, în triunghi care, în ce direcție? Hai că informații gratuite vă dau. Este triunghi de continuitate și triunghi de continuitate în baie. De ce? Fiindcă prețul se lovește odată, de acest nivel, da? Și da. El se duce în jos. Aici sunt vânzători. Ei deja nu mai predomină pe piață. El iarăși se ridică în sus, fix la același nivel. Și aici de mai vedem că vânzătorii sunt mai puțini. Cei care deschid aici tranzacții sunt mai puțini. Înseamnă că vânzătorii cedează. Dar cumpărătorii rămân la același preț. Și logic, triunghiul respectiv, să arăte deschiderea tranzacțiilor de cumpărare. Și invers. Dacă baza e dreaptă în partea de jos, asta este triunghiul de continuitate în țelă. Eu de incertitudine de aici, dacă ne uităm. E că așa e de incertitudine. E cel mai strașnic. Și în primele două părți a triunghiului, ok, eu mai tranzacționez, dar nu-i corect. Tranzacționarea în triunghiul noi nu-i recomandăm. El nu este ca una corect. E destul de riscant. Bun. Haideți că noi ne-am abătut, dar avem și un loc. Da. După acest indicator, după această strategie de tranzacționare, direcția nouă ne arată indicatorul cu norii care o formează, indicatorii, deschiderea tranzacției după indicator plus nivel. Dacă se întâmplă, iată am și vă arăt, asta este în graficul de umoră, dacă se întâmplă că se formează o confirmare, dar îți văd că nu este. Spre exemplu, străbătut norul, dar confirmarea dată este formată deasupra în nivel, adică unde prefoate se ducă, dacă, spre exemplu, ar fi fost o confirmare de bai, unde eu să deschid bai, dacă prefoate se află fix în nivel. Și de asta, când deschid tranzacții, mă orientez după indicator, dar și prețul, cum el este situat față de nivel. Și deja închiderea tranzacției doar după nivele. Doar după nivele. Să vedem. Este chestia aceea când era așa direct în jos mod și era lată, da? Și aici se repetă ideea, dar e îngustă. Care e diferența aici fost... în situație pe piață, da? Iată ce se întâmplă aici. Aici a fost volum mare deodată. Uh-huh. Cu volum mare. Nu știu, să-i spunem 10.000 de loturi. Dar când e lată, asta pentru o perioadă mai îndelungată de timp și sunt multe, un număr mai mare de tranzacții. Și la diferit prețul. Și el permanent se modifică. Așa, mai departe, haideți să vedem totuși cum lucrează indicatorul, da? Așa. Prima noastră confirmare a fost aici de buy. El a mers. Intrarea respectivă de sell, iar sell încă este activ, fiindcă stop loss-ul noi iarăși permanent îl punem după nivele. Stop loss-ul să fie deasupra nivelului, take profit să fie până la nivel. Tranzacția de aici ar urma să fie activă. Eu cum acum la moment aș recomanda să ne abținem, putem să intrăm în 15 minute și să facem profit. Așa, glumim. Aici iarăși avem o confirmare de buy. Așa, lunarea închisă este și până la următorul nivel. Bai, aici a fost o confirmare, aici a fost confirmare de sell. Vedem cum, așa, este și confirmare de sell, lunarea închisă. Așa, tranzacția respectivă. Noi vedem că a mers până aici, dar nu a luat stop loss-ul, pentru stop loss-ul la noi trebuia să stăie sub nivel, în cazul dat. El s-a dus în profil prima lunară, a făcut 71 de puncte, deci mi se pare că eu trebuie să mai pun nivele. Nivelele deloc nu stau corect, eu le-am plasat doar în tăile.
Așa, hai să vedem măcar lângă prețul actual să mai adăugăm. În graficul de 4 ori, fără nivele, nu prăpădim. Așa, moment. Asta un pic mai jos punem. Așa, așa, vedem distanța de la nivel la nivel 86-80. Și vedem asta nivel 97 de punct. De aici o să mai punem încă un rând. Să verificăm și pe istorie. Distanță 57 de puncte. Așa, ne întoarcem înapoi. Graficul de vorbă suntem. Prea des deja. Noi am respectat distanța. Intrarea de buy a fost până sus, până la nivel este. Intrarea de sell. Intrarea de sell la străbaterea acestui nivel. Iată, străbaterea modului. O străbătut, dar aici noi nu deschidem sell. Dacă ne orientăm la sell, nu ar fi corect după indicator. La sell ne orientăm doar la străbaterea nivelului. Și aici primești tranzacționarea de la nivel la nivel. 94 de puncte, o mers în take profit. Următoarea confirmare, în cazul dat, iarăși avem sell după indicator. Prețul o ieșit din norul indicatorului, dar el se află fix în nivel. De aceea nu recomandăm aici tranzacție de sell, dar după străbaterea nivelului orizontal. A străbătut și nivelul orizontal, ne-am orientat la pozițiile de sell până la următorul nivel, până jos, sunt 80 de puncte. Nu lăsăm mai mult. Așa, buy-ul este confirmarea. Adică lunarea, noi nu avem ca confirmarea străbaterii. Am delegat pe oră cu lunarea. Iată, știți cum se primește confirmarea? Iată, este norul. Da. Nu, la mine un pic nu s-a primit norul, da. Și când anume este o lunare crescătoare, din următoarea lunare, buy. Și invers, dacă o străbătut norul în partea descrescătoare și este sfârșitul lunării sau nu știu, un pic mai mare, dar este o lumânare închisă, din următoarea lumânare ne orientăm la pozițiile de vânzare. În cazul în care el este atașat de mai jos și de nivel, în cazul în care este confirmarea dată și aici se află nivel, eu aici să-l nu recomand. Recomand să-l numai în cazul când se formează încă o lumânare și lumânarea dată deja s-a închis sub nivel. Dacă aici eu să recomand să-l după nivel. Căutăm intrări în acest lucru sau în eu am luat de lucru pe orice chestia asta. Pe care? Căutăm intrare într-un time frame mai mic și... În M15 nu intrare. Dacă noi tranzacționăm după H1, spuneți. Ce-a întrebat băiatul fost că dacă s-o cum s-o închis în mânare, pe exemplu, de H1 și-o închis exact în nivel, următarea lumânare, dacă o așteptăm să închidă lumânarea din H1, pierdem toată intrare. Ia ce avem idee. A, asta aveți în vedere? A, aici în cazul dat, da, eu sunt de acord, deci mai bine. Eu cel mai bine aș recomanda nu de deschis tranzacție, pur și simplu. Că dacă ne orientăm după indicator și el o străbătut, sau dacă sunteți în fața calculatorului, deschideți când el o străbătut nivelul. Dar nici într-un caz... Dar unde e nou orașul după lumânarea asta? Pentru că mai departe duce încă în sel. Unde e român? Unde e clopătă cu ureta? E mai dreaptă, da? Norul merge aici. În continuu îți duc în săl. Iată, da, norul ăsta, iată acest albastru. Dacă el o să primești că-s cu 26 de lumânări, iată așa, 27-26, fix din momentul când începe norul acesta descrescător. Stați un pic, o să șterg tablul. Să fii mai far. Iată, uitați,
Aici când a început lumânarea respectivă și este străbaterii de nivel totodată, din lumânarea asta noi vedem că el automat, norul, o să fie înainte, el o să anticipeze mișcarea prețului. Așa, și el fix în fix începe iată, norul acesta descrescător. Iată, ăsta este nor descrescător. Și el fix în fix începe cu mișcarea respectivă. Și în orașul ăsta se arată 26 de bari, da? Corect? Crește fix în fix 26. Iată, de aici până aici, fix 26 de bari. Adică noi vedem abia începutul norului. Noi nu putem la etapa aceea să vedem cât timp o să mai fie. Nu, 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 nu. El se duce și el deja desenează norul, da. Iar dacă suntem în perioada actuală, norul oricum el este înainte. Iată, el anticipează. Vedeți? Se formează un nor descrescător. Și atât noi pe grafice vedem ceea ce avem. Asta este un nor crescător, ceea ce urmează să formeze este un nor descrescător. Dar luând în considerare că suntem aflat. Dar luând în considerare. Și plus la aceasta, uitați-vă, noi de aici, după indicator, noi avem tranzacțiile de vânzare. Să. Vedeți? Și el a mers, a făcut o corecție și se formează iarăși un nor descendent. La noi, în cazul dat, profitul trebuie să fie aici. Și chiar o să vedem, o să meargă sau nu o să meargă. Dar de cum acum, la moment, da? De la ce cu el mi-ai dus la orașul și cum sunt la înălțări. Adică îmi dăm seama că totuși spre seala ta e mai concret. Adică se deschide la moment încă tranzacții de vânzare. De asta și se formează norul descrescător. Așa, bun. Haideți că noi ne oprim, nu știu de ce. Să vedem câteva din întrebările care au fost. Aici deja este clar că el a mers destul de bine. Prima străbatere descrescătoare la noi a fost aici, 31 de partea lunare închisă. Am deschis său, el a stat pe... Hai, am scos. Iată, așa, aici noi am deschis său. Spuneți. Spuneți. Nu, 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 e a vostru în altă parte. Ceva de tranzacționare, atunci spuneți. Nu, nu, dacă vezi să vorbesc, vă vezi, asta e... Străbaterea. Așa, iată, străbaterea aici, am deschis sell. El a mers un pic în creștere, dar până într-un final, oricum ne-a atins take profit-ul nostru. Și pentru că stop loss, în cazul dat, el trebuie să fie deasupra nivelului care îl avem de rezistență. O mers în take profit, 51 de puncte. Următoarea confirmare tot de sell a fost când prețul a ieșit din norul descrescător. Iată aici. Aici nu vrea să pleză. Așa, iată aici, cu o intrare de sell, până jos o merge destul de bine, 90 de puncte. Tranzacțiile de cumpărare aici, le recomandăm eu și mă gândesc că ești distanța iarăși destul de mare. Da, e mare. Dar e ca aici să vedem ce este un nivel. O străbătut nor, o străbătut nivel, o mers în take profit, 58 de puncte. Așa, haideți eu să vă dau statistica. E clar cum se tranzacționează într-o perioadă de timp mai scurt. Ce de noi pierdem și nu folosim. Linia asta este indicatorul Vanga. Vanga care prezice? Da. Prezice da. Direcția. Al adică norul care se formează, el este înainte de preț. Și noi, în felul dat, noi putem să știm ce tip de trend urmează să fie și cât el este de corect. Dar să vorbim de strategia care noi am vorbit al doua, iar notați direcția după indicator, intrarea după indicator și după nivel și take profit-ul și stop loss-ul, la fel îl punem după nivelele orizontale. Cât de mult să le folosesc indicatorul ăsta în general? Adică nu doar în Moldova, dar în general. E cunoscut, destul de cunoscut sau da. Nu? Da, sunt care îi tranzacționează doar pe și. Dacă vreți să mă întrebați ce ține de părerea mea, un indicator ca toți indicatorii. Eu nu îl găsesc ca unul misterios. Eu, la moment, eu nu spun, eu am tranzacționat pe el. Personal, pe real, când am fost începător, eu am tranzacționat pe valută. Îl foloseam pe euro-dolar și pe lira sterlin. Dar pe valuta dată eu am folosit foarte mulți indicatori, eu în genere max am pe indicatori, mi se pare că cel mai bine din determin în piață, nu. Tehnica, analiza tehnică, trend, nivel asta la noi este, să spunem, pe starinchi din tranzacționat, dar el este cel mai sigur. Cea mai plictisitoare și mai sigură investiție este investiția de lungă durată. Și nu pot spune că după trend și după nivel nu este ceva ok. Destul de bine și destul de frumos. La moment folosesc indicatorii doar ca confirmare suplimentară, ca să găsesc momentul de intrare. Dar momentul de intrare eu îl găsesc după
alt indicator, nu pe șmoc. Dar e bun. Indicatorul lucrează, l-am trecut pe pielea mea, sunt trainer de-a mei care transacționează cu indicatorul, da, dar cei care au făcut lecții individuale. Că voi doar știți că nimeni de la practică nu a primit acest indicator. S-au primit cineva? Nu. Nu? Nu. Asta este. Bine, dar să vorbim de statistică. Eu am făcut statistică pe cotație euro-dolar, perioada februarie și martie, tranzacționând în graficul de o oră. În urma analizei au fost determinate 14 intrări corecte, după nivel și după acest indicator, 14 intrări, din 14 intrări, 11 take profituri și 3 stop loss-uri. S-au luat în total 537 de puncte toate intrările și 125 de puncte s-au luat stop loss. Două luni de zile. Pe un singur instrument. Pe un singur instrument, pe euro-dolar. Euro-dolar, asta îți primești profit curat, 412 puncte. Îți primești 400 de puncte. 200 de puncte pe lună. Cu un lot întreg, asta sunt 2000 de dolari. Pe un singur instrument. Și cu tot riscul calculat. Fiecare intrare a fost calculată. E tu? Nu-i bine. Dacă e bine, nu-i bine. O scriem în grup, ați lăsat datele la secretară, da? O scriem în grup pe Viber și o să facem concurs. Cei care ați participat la masterclass, să adaptați strategiile care le-ați auzit astăzi. De bine greu ați primit două strategii noi. În scouting și tranzacționarea perioadă scurtă cu CH1. Puteți să o faci și în H4 să tranzacționați, nicio problemă. Cum vreți, așa faceți. Și pentru toți condițiile o să fie la fel. Îți primește la un depozit de 25.000, voi deschideți toți cu un cont demo de 25.000. Adaptați strategia, da? Asta este, ați spus de grup. Și asta este un grup, dacă vreți, de ce și nu. O să fie provocarea. 25.000 cu un cont demo. Adaptați strategiile care le-ați auzit la 4-5 instrumente preferate care le vreți. De dorit nu cap 40 și o spui 500. Haideți să o spunem barieră aici. O să fie Forex plus piața energetică. Nu. Știți, noi am dus cine din voi a fost prezent la masterclass-ul pe lira turcească? Nimeni. Dar un trader de mine din depozitul de 25.000 a făcut 600.000. Doar pe lira turcească. Dar cum cine am noi au scos 5.000 extrage. 30.000 extrage. Profitul 30.000, 5.000 extrage. O doamnă, zice. Da. La noi, gap-ul pe lira turcească. Nu pe timp. Guvernatorul s-a schimbat, guvernatorul băncii naționale și a fost un gap pe lira turcească de 10.000 de puncte. Și tranzacția a fost cu volum de 3 lote. 3 sau 3 lote. 3 tranzacții sau 1 lote. Nu 3 tranzacții, o tranzacție, dar cu 3 loturi. Nici să nu schimbă 3 tranzacții sau 1 lote. O tranzacție cu el. Dar nu plătează. Trebuie să trebuie. Ok, știți cum? Este, doamna este. Da. Sperăm că o să dăie și interviu și poftim un prins gând. Așa, 25.000, 4-5 instrumente preferate. Dacă a fost un cazino, eu nu știu că se schimbi guvernatorul. Mai ales că acolo era... Acolo, voi ați văzut trendul în grafic de săptămână. Da. Cum? Acolo era un trend de crescător. La mine personal, traderul meu, a făcut profit pe lira turcească în market. Vă arăt, nu știu ideea mea. Eu foloseam metoda medie. Dar iarăși ne-a bagi de la el. Și zis mie... Dar toată informația e bună, nu? Rolează, timp, nu timp. Toată informația e bună. Așa. Acolo era... America mai e... Pentru că era doar un trend de crescător. Și doamna s-a gândit că nu cât ați mai duc cu el înțeală. Dă de bani, el iar mai pe de iar, dă de bani. Din cauza asta eu ți-mi că erau trei lot, trei tranzacții.
tranzacții. La mine trader-ul am eu, Adrian, fix același situație o această. Lentă această, de fapt, e comună. El tranzacționează trader-ul meu, ca să mă înțelegeți, el a început undeva de pe aici să intre în bai. Iacă el a văzut că e direasă și a zis, nu, dacă dați duc și de pe aici bai, el a mers în sus, ei, iau și crută, mi-a tot dat adăugării bai și eu a început să cadă. Și eu o căzut, o căzut și el e tot cădea, dar el avea multe tranzacții, dar toate în bai pe lira turcească. Cu ce volum? Cu 0,5. Fiecare bai cu 0,5, dacă nu greșesc, avea și câte un lot. Și când s-a format gap-ul, mai departe din tranzacțiile lui, a fost pur și simplu închis. Până pur și simplu așteptat și s-a dus în bai. Și la momentul mă treabă de ce lira turcească. Da, eu cred că eu să mai duc în bai, că dacă ne trebuie chiar dintr-o perioadă mai lungă de timp, ei doar într-o tendință crescătoare. Au făcut triunghiul, eu când duceam lecții la altrui atunci, eu despre triunghiul ăsta vorbeam. El a străbat și a spunea că eu fix cum scrie carte, fix 50% din înălțimea triunghiului, el a mers și mai mult. Dar a fost profit destul de bine de luat. Bun, ne-am abătut. 4-5 instrumente preferate, piața Forex și piața energetică, după strategiile Ishimoku. Ishimoku. Nu contează, scalping sau... Nu contează, în 15, în H1, nu contează și time frame. În ce timp? În cât timp? În timp de 7 zile. 7 zile. Voi să începeți să tranzacționați după Ishimoku de mâine. De mâine, timp de 7 zile. Și în fiecare zi o să ne arătați intrarea pe grup. Noi să facem un grup de Viber și acolo o să ne salutăm ca de obicei în fiecare dimineață și o să spuneți că eu am găsit intrarea după asta, pe instrumentul respectiv. Și cu comentariul, după M15, după H1, iată așa, așa. Și la sfârșit, la sfârșitul acestor 7 zile, o să postați care mai mult profit au făcut tranzacționând pe lira turcească, pe orice instrument, cel mai mult profit, cu excepția la viața de capital. Și ea scrie pe trafă. Premium. Premium. Dați ce doriți să fie. Un masterclass adăugător individual. Wow! Ok. Nu, glumim. O să fie bonusul $1000. Ea mai bine cunoștință să fie. Dacă nu mai dăm și noi cunoștință, doamna Liuba. Nu, dar dă-i cunoștință, dar depinde de ceva ai mult cunoștință, dar ceva nu ai, te dorești. Ah, e bine, dar mai sunt doritori de cunoștință. Dar să iei și ții curs individual. Așa e, așa vă fac, așa e. Bun, cu strategiile ne-am clarificat. Cine o înțeles, cine nu o înțeles. Dacă nu ați înțeles, repetăm, ca să nu spuneți, ei, n-am avut posibilitatea să participi, că n-am înțeles. Cu mii din eu, vă dă la așa. Valuta națională, te întreg, vă dăm la ce? Ce? Nu, vă spune de capital. Nu, vă spune de dimineață, m-a întrebat de care 40 sau nu. Nu? Ok. Poftim? Da, ca 40 cu 25 de mii, contul, ca... Dar nu, pe care 40 nu. Doar ceea ce vă place, piața valutară și energetică. Eu înțeleg, dar dacă mie îmi place să tranzacționez pe Amazon și pe Bitcoin. O, ce tranzacționez pe Bitcoin? Nu avem așa bun, așa de muzică. Ok. Bun. Este destul de interesant. Haideți mai departe, deja domnișoara Victoria vrea să vă mai spun. Știți, am vorbit acum despre web-ul ăsta pe lira turcească și mulți s-au gândit că e ce noroc și cineva a spus că casino, da? Da, așa. E ca la casino. Noi, întotdeauna, când cineva reușește mai mult decât noi sau reușește ceea ce avem, noi îi spunem comerț, acum avem eu o colegă la facultate și când cineva lua o notă mai bună la o probă sau la o test, spune că e că e un mucat ceva de la butică. Este vorba asta în popoar. Întotdeauna, adică ne uităm și, mă rog, sunt oameni diferiți. Cineva se inspiră, cineva se uită mai cu invidie. Cred că mai mult e procentaj, vă spun, adică vreo 80% se uită cu invidie, ceilalți cu îi inspiră. Stăm așa și ne gândim, parcă noi toți muncim, toți avem două picioare, două mâini, un cap, dar totuși este diferența asta și de ce se întâmplă asta?
Pentru că, până la urmă, noi de ta avem scopuri, da? Eu sunt sigură că voi, dacă ați... Cineva are intuiția mai bogată, cineva are cunoștințe mai bune. Adică totul e diferit care și cum asimilează informația. Cineva vă spune că nu dorește, cineva vă spune... Cum acționezi temperamentul tău, dacă ești... Foarte mulți factori ce depinde. Și mai ești bogat, da? Sunt cum tu ești, ce faci genul, da? Care îți place să-ți mi-ați bani și, da? Într-un fel câștig, care e așa, mă, nimeni. Sau că eu mi-a spus, știm că eu mi-a spus. Știți, eu în zilele trecute am citit așa un articol. Un interviu, mai bine spus, l-am ascultat și l-am citit. Era întrebarea așa, tot o persoană care se jăluie că ignii nu merge, că eu vreau să fiu bogat, noi ca să vrem să fim bogați și fugim toată viața după bogăție, dar poate că este momentul ăsta când suntem axați pe altceva, dar nu pe ceea ce trebuie să facem, în fin. Și cum să devin eu bogată? Și se dă întrebarea, că câți procente sunt că fiecare om se nască sărac? Nu știu cum sărac. 100% este? Sărac sau bogat? Nu, câți procente din populație este că se nasc sărac? De cât se nasc părinții? Chile se nasc toți. Este un procent, eu nu știu. Cât se naște bogat, cât se naște sărac, el nu este procentul ăsta. Dar depinde de noi. Iată este Bill Gates, da? Și el... Tăți urmărești averea lui, el e tare și știe, dar din nimeni știe omul ăsta să ne înscocească. Omul ăsta e omul știe că vreo zile de bani, că masca, masca ăsta poate să îi dea inspirație. Da, masca, da, masca de adevăr e un fenomen, dar este eu fui un prieten, dar tați urmărit o vreo zile de bani. Nu știi ce fac cu dânsii. Da, dar el e investițiile, el e cel mai bogat. Nu da, e o investiție, așa investiție așa nu este bine. Să facem mulțumesc. Ok, să fac mulțumesc și să nu fac nimic. Dă-i unui sărac un milion și el peste un an nu stai nimic. Dar dă-i unui bogat tot ce are și el peste un an nu să ajungă, poate că și mai repede, să ajungă înapoi la milion. Pentru că el totuși are ambiții. Cerem scuze că am deschis paranteza. Nu știți, vedeți, până la urmă, noi toți ne naștem egali și dacă se iau, de exemplu, un pahar, da? Noi tot ne naștem cu aceeași cantitate de pahar. La toți este egal. Dar de noi depinde în viață cât de mult noi îl umblem. Asta numai noi depinde. Dar paharul, el este egal pentru toți. Imagine că altfel, fiecare om se naște cu plăcuța goală. Corect. Și plăcuța asta să aplică informații, să aplică informații, dezvoltă clasa neuronică. Sau mai este, iată, în momentul ăsta, că iată, eu s-am născut în familie bogată și lui eu merg, de mititia, nu știu ce, acolo, iar și asta tot e un factor. Tot un factor. De asta știți pe fondatorul la Panasonic, Matsushita, lui spune, sau Matsushita, rușii îi spun așa. El, într-adevăr, este un japonez, el s-a născut într-o familie bogată. La 5 ani de zile, tatăl lui a decedat. Nu știu, cunoaște cineva istoria lui? Nu cunoaște. Când avea vârsta de 5 ani de zile, tatăl lui a decedat. Afacerile au început să meargă foarte prost. Mama foarte greu se descurca cu toate nevoile și afacerile s-au pierdut. El a lăsat școala și, din o vârstă foarte mică, a început să lucreze și să vândă biciclete. La 23 de ani, deci el a rămas fără școală, el a rămas fără drumă, pentru că undeva 13 ani, dacă nu greșesc, și mama lui a decedat și a rămas singur. La 23 de ani el și-a început proiectul ăsta cu Panasonic, având 100 de ieni. 100 de ieni, nu, eu nu știu, sunt undeva vreo 30 de lei al noștri. Doar în buzunar avea doar atâția bani. Și acum sunt milioane. Panasonic, toți cunosc despre milioane. Și i s-a dat întrebarea, că cum dumneavoastră așa a ajuns la un succes așa de mare? Și a spus că sărăcia, minim, m-a învățat ca să prețuiesc fiecare lucru care eu îl fac. Lipsa de școală, minim, m-a învățat ca să învăț din exterior, pentru că a lucrat într-o parte în alta, a luat experiență peste tot. Și până la urmă a avut ambiția, pentru că eu trebuie să ies din murdăria asta și din sărăcia asta care o aveam, eu trebuie să ies din ea. Dar că nu la toți îi e dat sau cu norocul ăsta că s-a născut bogat. Că și bogații aceia se naște bogați și până la urmă poate să ajungă în aliment. Până la urmă la KFC tot la fel. Tot așa e istoria. La 63 de ani, până la 63 de ani, merge tot prost și roale padați și soția și copiii. Și la 63 de ani început cu o măsuță mică, după asta mai multe butici și așa s-a Da, dar nu de considerați că avea 60 de ani, asta e un fapt eroic.
Adică să ai răbdare și să nu te disperi așa. Dar banul la 63 de ani e energie frumos în poate. Și asta e diferența. La noi persoana deja are 30 de ani și se gândește că e bătrână. Și gata, dar nu-și programează bătrâneța. Dar dacă o să începem doar prin modul de a gândi, doar prin modul de a gândi, noi putem să schimbăm lucruri din viața noastră. Sigur că nu stăm în scaun și gândim. Totuși acționăm. Așa că cu biletul cu lotul. Să câștigă, Doamne, dă-i, Doamne, să câștigă. Dar dacă mai cumperi bilet, e așa și aici. Păi deschid o tranzacție. Da, și deschid o tranzacție ca să câștigă. Da, cu și un lucru de înapoi. Noi, iată, la noi, noi tot vorbim că traderul are un scop, da? Și ele sunt trei tipuri de scopuri. Fiecare persoană, ca să ajungă la un succes, el își propune un scop. Fie că e om de afaceri, fie că este un sportiv de performanță. Să luăm, dacă la noi sunt trei tipuri de scopuri, care sunt ele? Rapid. Este rapid, râie, deci în altă. Triplare. Un al doilea, un scop care este traderul? Construire. Așa. Și venit. Da? Venitul stabil. Sau un venit ca salariu. Sau mă gândi care percepie diferit. Nu iată să luăm un sportiv. Un sportiv. Să luăm. Dacă să luăm, să comparăm cu venitul activ de aici, de la noi din domeniu, deci ar fi un sportiv care face sport doar pentru dânsul ca să mențină, nu să spunem că face sport de două ori pe săptămână. Nu ca să slăbească sau să... Doar să mențină. Doar pentru sănătate. Amator. Și sănătate, doar. Pur și simplu un amator, da. Poate de la o oră, la o oră și jumătate, să dureze antrenamentul lui. După care, pentru că sport fără alimentație nu este, da? Poate, pe unde mănânc sănătos, pe unde mănânc nesănătos, dar lui asta îi permite. Pentru că el e într-o stare foarte bună și doar să mențină. Ok. Să luăm un sportiv care vrea să slăbească sau să facă niște succese, ceva în sport. Masa musculară, un corp frumos și sănătos. Să-și înmodeleze, să spun așa. Deci aici el deja o să facă sport undeva de 3 ori pe săptămână, lui trebuie să slăbească. Are scopul că în 6 luni să slăbească 10 sau 15 kg. Deci încet, încet o să facă asta. Bun. Și antrenamentul lui, deci o să dureze de la 1,5 ore până la 2 ore. E ok pentru dânsul. Să luăm un sportiv, de exemplu, bodybuilders, da? Care ei acolo, iar și acolo merge vorba de să participe la diferite casting-uri, competiții. Deci el, sănătatea lui și-o pune sub un risc oarecare, pentru că trebuie să facă zilnic, zilnic în sala de sport și de la plus 3 ore, și aici este alimentație personalizată, unde iarăși sunt proteine foarte multe, deci este un meniu, dar starea lui de sănătate, plus la asta el are și un medic. Pentru că să stai mai mult de 3 ore în sală, să nu mănânci și să bei numai proteină și sport, deci asta este un nu doar un risc, dar și un efect negativ asupra organismului. Acela nu e un organism sănătos, pentru că el nu mănâncă, doar proteină. Deci așa și traderii la noi în tranzacționare. Deci sunt care ei vor să tranzacționeze, de exemplu, pentru un venit stabil, haideți să începem de la venitul stabil. Deci ce se întâmplă aici? Deci riscul care este? Mic. Foarte mic. Aici tot este risc de sănătate foarte mic. Deci riscul este undeva 2,5% din depozit. Este un risc mic. Spate de tranzacționat și de făcut un profit și de avut un venit stabil. Money managementul care este? 5%. Cum pe dânsul asta mulțumește, să aibă 5%. Fix ca sportivul ăsta, nu-i mai mult de o oră, nu-i trebuie să stăi în sala aceea. Ok, deci aici deja merge tranzacționare corectă cu take profit, cu stop loss, take profit-ul, stop loss-ul, avem. După strategie, are o strategie și instrumente adaptive pentru conform depozitului. Și el merge după asta. Dacă el are planul ceva să facă, bun, că s-a vorbit că 2000 de dolari e foarte perfect ca un venit stabil. Dacă l-are, deci el merge. Își face planul să ajungă la asta, la venitul lui stabil.
ce se întâmplă când mergem la construirea depozitului și la construirea corpului. Deci aici riscul, ce face? Crește. Un pic crește, de la plus 2,5% poate să ajungă maxim 5%. Nu, hai să punem maxim 5%. Asta e maxim. Money managementul 10%. De la plus, v-aș spune chiar plus 20%. Dacă el să-și construiască. Deci un pic riscul crește. Deci aici merge deja, poate să fie stop loss-uri mai mari sau să nu fie stop loss-uri pe alocuri. Take profit-uri, tot. Poate că mai mici, dar să intre de mai multe ori pe aceeași mișcare. De exemplu, lumânare de pașun, o întâlneam 15 și face 203 de profit-uri pe benza. Și poate să mai intre și pe instrumente mai riscante. Instrumente nu, un pic mai riscante. Poate să fie și un SP 500, dar cu un volum un pic mai mare, sau să nu intre cu un lot, dar cu 0,8 sau cu 0,5. Deja în dependență, dar el îl menține și îl construiește pas cu pas. De aici la dublare și triplare este cel mai interesant, pentru că traderul vrea repede de toate și încă cât mai repede, să întreacă și viteza avionului care este. Deci aici ce se întâmplă? Pentru că el forțează depozitul celălalt. Pur și simplu îl forțează și îl pune în apastă, zic cum o să fie. În pericol. El mărește riscul. Risc. Deci el o să fie de la plus 100%. O să pun acolo un stop loss. Cine știe unde. Pentru că el vrea să ia profit. Money management-ul. Ba chiar aș spune că riscul de la... Nu-mi las fie așa, plus 100%. Money management-ul, ce se întâmplă cu dânsul? Money management-ul, deci, iarăși, dacă vrea să-l dubleze și să-l tripleze, deci o să fie de la plus 100% la plus 500%. Pentru că el vrea cât mai mult și cât mai repede. Corect? Corect. Ce se întâmplă? Stop loss-ul, el este pe undeva? L-a uitat. Eu nu cred că sunt trader care uită stop loss-ul. Simplu, ei îți fac că uită sau îți fac că nu văd. De așa? Dar la lecții, cine spune nouă mai nicio? Stop loss trebuie? Nu l-a 100% Stop-loss-ul iarăși, sau lipsește, sau este destul de mare. Take profit. Faci cineva dublare, triplare. Și unde puneți take profit? Nici n-ar pune. Nici n-ar puneți, da? Dar nici stop-loss, nici take profit. Stop-loss trebuie. Trebuie totul stop-loss. Iarăși, take profit-ul fie că îl pune prea departe, fie că îl pune prea aproape, dar volumul. Iată aici volumul. Întotdeauna traderii îl urmăresc. Fie că e cu 1, cu 2, sau cu 3, sau cu 10 loturi. Cineva a spus, 100 de loturi, da? Deci este volumul destul de mare. Pentru că chiar și îi vor mai repede să meargă. Instrumentele? Tot riscante. Așa. Cine întreba? Cap 40? Cap 40? Da, eu cred că acolo nu se vale și cu urma aceia care e 25 de mii. Sau nu se vale și... Nu, eu n-am văzut. Dar de ce nu? Păi, e văzut un volum mai mic. Dar ați văzut ce faci pe Twitter? Sau încă nu? Victoria? Ați văzut ce faci pe Twitter pe proiector? Nu, încă nu. Încă nu o să vedea. Dar acolo se înțelege. Cap 40 și cu conturi mai mici. Deci instrumentele riscante, pentru că el, iată, și zilnic pe piață, și cât mai repede să fac, și uite, de strategie aici, strategie noi. Strategie noi. Și acum noi o să vă arătăm niște... Apropo, voi din care cadran faceți parte? Nu știu, pentru și câte de vorba asta, pentru și, pentru că se terminăm și... Segmenți suntem? Da. Construirea de fezare. Nu știu, eu de
2000 de euro. Bătrâneți asigurate. De ce l-am stabilit? Da. De fapt, acela e prim. Cel mai interesant. Care e cel mai interesant. Da, e că e așa, la șoanele. Îți mine în rubic, profitul tranzacționare, profitabilă, plictisitoare. Gata. Asta e riscant, e mai interesant. Sunt da. Emoții. Da. E interesant, dar de înseamnă că ești scris și nu ești am. Da, posibil. Nu scris și nu ești am, ești aici, nu ești acolo. Cătare, da. Așa, tineri începă. De aici încolo. Da, e capul aici, pe o mărățioare, să fiu cine știesc. Da, deci dreptate, cu Victor ați vorbit în statement, este un trader care da, e mai peste 50 de ani are. El a venit pentru 5% lunar, asta era destul, la început 3, ca doamna Iubă și după asta 5, a zis că poate toți 5. Ca să ajungă într-un an să fac profitabilitate de 200% de an. Dar ultima lui tranzacție, doar ultima înainte de a face prima extragere cu bunul de tranzacționare, a fost cu 10 loturi. Deci este doar cu un lot. S-a utilizat instinct din iese de tinereță. Da. Iar la ce pot iar. Erau ascunsă, erau ascunsă și le-a spus la Iubiană. Da, poate, măcar un da, sincer. Și pe ce crezi că a fost cu 10 loturi? Este. Ca 40. Da. Da. Cea mai mare profit, cred. Mai ideea mea că o tranzacție din lungă durată, tot cam pe așa că. Dacă și-o doar atunci, primul. Fotografia, vă următoarea. Faci adresa. Adresa urmă de telefon, spune. Profil Facebook. Bine, asta că s-a dat pe asta. Dacă și-o să trecem prin mai multe și-o să... Asta e trei de... pe domnul Nicolae. Așa, este aici. Uitam și eu 19-20, dacă e smințenic, că dai 19-20. Ce 19? Acolo era 21, anul 21, așa 20. Mă gândeam că smințenic la un moment. Da, dar cum să mențeleg? Nu, dar este un statement. Nu știu, mai vorbim de satană, nu știu. Statementele care trebuie le-au pregătit sunt statementuri cerute de la trader, sunt în sală trader care azi chiar au primit statementul lor. Deci, tranzacționarea acum actuală. Deci, eu s-a primit că au căutat niște exemple de aceste trei scopuri, de trei tipuri de trader. Și aici e un trader care se axează pe venit stabil. Cu ce sumă început? 100.000. Astea ca tare trebuia să fie ultimul, dar începem cu dânsul. Acolo sunt statement-uri diferite, cu diferite sume. De ce? Dacă nu, așa am spus, dacă începem de mai mici, atunci mergem pe dublare, trigoare și pe construcția depozitului pentru ca să ajungem acolo. Datorile vine stabil, începem de dată cu ceea ce trebuie, cu avionul. Nu, să mergem cu mașinica, să spun în America. Deci, în pavion, și așa, dacă a văzut venit stabil, înseamnă că a început cu depozitul care i s-a recomandat. Tranzacțiile, vă vedeți că instrumentele sunt diferite. Eu cunosc situația, adică bine, eu am început cu pavion, chiar de la început, acelea au fost încercări diferite, cu eu nou, gold, diferite, deci am început tranzacțiile, după care au avut pauză, vedeți acolo, până în martie, de la început acolo, un copil în sus, Victoria. În septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, câte o tranzacție de lună, se vede, da? Lunile. Da. Se mai mult că asta era cursul individual, cât era mai curs tranzacțional, era la zicerea primie. După care am început câte tranzacții de lună, în martie, aici a fost carantina, 2020, și a prins petrolul chiar de la 7,30 și am tranzacții de lună, de la 7 dolari. Tot e bun, 20. Ce? Nu, mai este asta. Asta este iar mii de ieri, de acolo tot început să-l... acolo de stăl, de la Verbaie. A, 9,77, da. Asta este minimul pe care l-am prins de pe FTI. Deci acolo unde era deja clar că petrolul mai jos nu se mai duce, cea mai transparent intrare. Acum Iulian comisează când se zicea, ce nu stiești, asta e istorie, asta a fost anul trecut. Gata, atunci a fost intrarea transparentă și toată lumea a știut.
что строители, которые были тогда, știau despre domeniul și care vedeau grafici, știau ce știe graficele, toți au văzut asta cu ochii lor, dar ține-o într-a. Mulțumesc de lacăt și aveau frică să... Dar nu neapărat de lacăt, deci chiar de chiar un contur mic simplu, de ce să nu deschizi bai, de acolo și să-l lași, de acolo a început a intra, de fapt mai de sus, asta a fost medie, vedeți? Bai, 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 dar de la preț mai mare. Toate, vedeai și brente că aici a început medierea. Când el credea, noi tot bai, 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 până când l-am prins la punctul minim de jos, din 97, pe grafic se vede bine. Și au fost închise tranzacțiile astea în toamnă, vedeți acolo, 29 octombrie, 28-29 octombrie, practic închise toate odată. Și acolo sunt profiturile cele mai mari, 25-11.000. Câte un lot? Le-au așteptat din aprilie până în septembrie? Până în, la 10. Jumătate de an, șansămâni. Da, mai de viață, nu 22.000 de lei. Da, da, nu erau singuri tranzacții, erau vreo 6, mai mult, 8 chiar, pe petrol. Și pe vreun și pe ghea, și goldul, pe sel. Deci am făcut un fel de, de acum, cum, atât eu rămas portofoliu doar acolo, aur și petrol. Și mai deschideau unii de tranzacție, atât este silverul încercat, când eu stai, eu spus că să crească până la fel ca așa au obținut, am vorbit să nu de faptul ăsta. Era interesant de tranzacționat pe dos, atunci era mai activ, după care s-a oprit. Și am închis chiar una minus 10.000, să mă nervează silverul ăsta. Trei loturi au deschis întâmplător și când am văzut că se duce, nu, eu mă închid. Și am închis manual. După care iar gol, Apple-ul după split, 100 și ceva, am închis și în profit și în minus. Iarăși gold, am început încet, încet și pe asta deja e 2020. Una văd că este PSP, mai puțin. În 2021, deja după ce a revenit, de atunci a început să tranzacționez mai mult PSP. Ultima tranzacție cu CAC 40 pe 10, vedeți? 10 loturi. Iată, după asta e locul pe distranie. A fost cea mai profitabilă, 39.600 cu 10 loturi. Doar abia după un an am făcut prima extragere, după care au avut vacanță și am început a tranzacționa. Așa, de la 4.550 locuri, așa, de la 4.550 locuri. Da, 1 centimetru pe grafic, în domnul genul. Dacă 1 centimetru acolo, pe grafic, spate la 4.550 locuri. Păi, de 800 deschis și 900 închis. Asta vă spun cum a fost exact. Deci dimineața m-a sunat și a spus că da, chidem toate tranzacțiile și facem cele de extragere. Și mă treabă, dar spate eu să deschid și CAC 40. A, de fapt a fost altfel. Domnul Nicolae, dumneavoastră aveți deja cât contul peste 300.000. E cont de bun. Dar eu da, deschid și o transacție și o să câtă mai mea. Felicitări. Ambele mașini erau parcate de reglamentar. Ce s-o? Și eu? Dacă sunteți în spate. Eu în fața la fiță. Aici e parcare, eu eram vizavi, deci când venim la dimineața, tot e blocat. Nu mai nimic. Suntem, dar de câte ori spate de parcare? Dar unde parcare de drept? Aia, de care zi, mă când dat în Paște. Cam să știu ce am de vastru, da? Așa, nu sunt sunteți. Da. Da, și eu trebuie să ne-am dat. Masca, masca. Masca, da. Și masca. Și apoi ideea a fost depozitul permite, poate să înduci pe tranzacții cu volum mai mare. Trei delicatari de la 100.000 tranzacționează 5, 7, 10 loturi. Aș permite și el. Da, spate. Dar spate pe cap 40. Dar nu a fost noapte. Da, da, peste noapte. Peste noapte, da, 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 peste noapte. Deci am deschis-o după pe la amiază, când e dimineața am vorbit. Da, și am închis-o a doua zi dimineață. Cred că a fost destul suma și a fost plecat atunci. Și asta este. Deci la moment protocolul s-a schimbat, pentru că este depozit deja 5.600.000, vorba de 500, brand, brandul meu se poate cumpăra, că toată lumea știe. Și îndrăznește 4 bitcoini. La un moment depozitul peste, de fapt. Arătați-mi rog evoluția. Da, sigur. Așa, jos. Iată, cam în felul următor arată... Voi ați mai văzut de astea, da? Așa trebuie să arăți. Creștere, evoluția contului. Începem de jos și tot așa în creștere în sus. Noi am vorbit de restul. Dar de fapt ați vorbit? Nu, 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 nu. Stai cu întotdeauna de astăzi pe finanțe. Ok, asta cât este? Este venitul stabil? Mm-hmm. Așa, îmi cer scuză, pur și simplu, a fost o gaură la masterclass.
Așa, tranzacționarea, corect. Asta este costul la fel. Da, la fel. Un trei din urmă, zice, eu mă te asta e foarte bine. Tranzacționarea trecut cu adel de tranzacționare corectă, creșterea depozitului. Aici este, din câte vedem, doar pe valut și doar cu un lot întreg. În mod fără de risc, fără de nimic. Stop loss-urile sunt, take profit-urile sunt. Iar toate tranzacțiile deschise numai cu un singur lot. Și este, dacă nu greșesc, în decurs de o lună de zile. Acest statement de tranzacționare, evident că luați și profituri, luați și minusuri, deschis tranzacții pentru loturi, pur și simplu. Iar profit, minus, minus, profit, profit. Așa, haideți să vedem până într-un final. A început de la depozitul de 10.000. Așa, o tranzacționat, a făcut profit 4.216 dolari profit. Și iată, în felul următor arată evoluția depozitului, obșie pribări. Adică el a făcut profit 6.648 de dolari, dar au avut și tranzacții care s-au închis în minus. Asta este ceva normal în orice afacere, noi știm că este și facem și profit, dar avem și careva cheltuieli suplimentare. Și iată, în domeniul respectiv este fix același lucru. Au făcut profit 6.000 și ceva, au avut și pierdere, adică tranzacții închise în minus, 2.400 de dolari. Îți primești profit curat 4.200. Așa, bun. Să cât timp? Într-o lună de zile. Total numărul de tranzacții, 21 de tranzacții care au fost efectuate. Asta îmi spune și mai una pe zi. Cam așa. Da, da, da. Cam câte tranzacții pe zi. Foarte leger tranzacțional. Ce greu de deschis o tranzacție pe zi? Eu cred că tare mult nici nu-mi trebuie. Era mai mult pe termenul 2 tranzacții. Haideți să vedem perioada de tranzacționare. Așa. Zero, eu cred că într-o zi, două maxim. Nu, H1, mod normal, H1, H4. 0-8, nu, sunt mai multe tranzacții. Probabil a fost pauză, sau stăm și mai puțin. 3 tranzacții pe termen. Poftim? Deschis mai mult de zonă, dar închis probabil mai mult. Da, și haideți să vedem chiar anume data de când a început să tranzacționeze. Prima tranzacție a fost pe data de 8 octombrie 2020 și ultima tranzacție care a fost deschisă a fost pe data de 15. Primește nici 9 luni de zile, dar primește vreo 7 zile. Într-o săptămână. 5-7 zile de tranzacționare. Așa, și asta cam în felul următor arată evoluția contului respectiv. Asta este tranzacționarea corect, construirea depozitului. Încă un moment, un model de construire a depozitului. Așa, obșie pribări. Iată aici este. Toate tranzacțiile efectuate cu un lot. Sau ăsta cu același. Știu pe valută, la fel, două depozite. Păi ce zi trebuie de mea? Doar tranzacționarea pe valută și doar tranzacționarea cu un lot întreg. Așa, până într-un final, pe depozitul 18.900, profitul care l-a luat în total 13.370, profit curat cu 8.913 dolari. Относительная просадка по балансу 13%. Știți ce înseamnă asta? Ați discutat? 13%, asta cu cât el s-a dus în minus. Este destul de ok ca tare. Îți primești 1.600, asta a fost cel mai mult cât s-a dus în minus. Așa, următoarea, asta a fost cont asigurat, actualizat. Ce s-a făcut depozitul respectiv? Traderul a avut depozitul de 10.000, cazul de acest al cunosc. Traderul depozit, dar nu a avut parteneriat. Depozitul de 10.000 cu asigurare. A făcut repede numărul de lot în plirea tot ceas, cazul a fost el a început să tranzacționeze într-o marți și deja joi el a prins gap-ul care a fost pe Google. Da, pe Google. Lira turcească a făcut numărul total de loturi, 10.938, cu volum maximal intra. Adică dacă depozitul, prima lui tranzacție de cei cu 10 loturi, că depozitul permitea să intre cu volum maximal. Și el a închis tranzacția în minus spread. Și deja cât îi permitea volumul maximal, el tot intra pe piață. Și dacă avea asigurare, el nu avea ce să piardă. El făcea numărul de loturi, tot era cu stop loss. Și aici deja a deschis tranzacția pe Google. Iată, puteți vă duceți acasă să o verificați. Pe data de 3 luna, la stop loss și nu sunt. Dar la toate nu trebuie să fie. El de ce a făcut? Ce a făcut? Până la tranzacția asta mare.
el a pus stop loss-urile și a prins la ultima tranzacție pe Google care a avut-o, el la fel a pus stop loss. De ce? În caz că nu se duce în direcția care lui trebuie și pierde depozit, el toate tranzacțiile le-a făcut după risk și money management. Și după ce a prins acest gap, el stop loss nu a mai făcut, nu a mai pus. De ce nu a pus? Fiindcă el tranzacționa deja cu volumul corect pentru depozitul care îl gestiona. Aici, pe gap-ul care a fost de 5.000 de puncte. Gap la două loturi s-a primit 125.000 profit. Adică nu este un profit de 125.000, 960. Logic că dacă el are de acest depozit 125.000, nu-i n-o să întoarcă 125, doar să întoarcă 3.000. Cine vrea să întoarcă, să ajungă de la 125 la 3.000 înapoi? Nimeni. Și el după ce a prins acest gap, a început să tranzacționeze corect cu un lot și doar ziua, după ce se deschidea sesiunea pe Google. Da? De la orele 16 până la orele 9 seara, el deschidea tranzacția și o închidea în profil. Și la momentul o să vă arăt evoluția depozitului dat. Iată aici, pe Google încerc, eu făceam profituri. Iată, deci 9.000, 7.000, 9.000, 9.000, 150, 10.000. Iată, cam în felul următor am tranzacționat până într-un final. Starea depozitului lui este de 206.000. Iată cam așa arată evoluția contului. Da, de la 10.000, brusc la 125 și iată, este într-o creștere. A ajuns la BIP, iată, obște pribări 198.000 și evident și cu investiția lui, să ajunge la depozitul despre care merge vorba. Și a avut și minus 2.432 de dolari. Foarte bine. Asta ca să înțelegeți, asta e asigurare actualizată. Traderul a avut tranzacționare riscantă prima perioadă, dar după asta el își construiește și are un venit stabil. În fiecare lună el știe că trebuie să fac ca să-și poată îndrăței bine versitraiu. Așa, poftim? Așa, dublare tutoare, iată un depozit. Aici. Asta îi cunosc. Dați mi dacă ceva. Nu, nu-i el. K40. Prima tranzacție a fost în minus. Depozitul a fost de 100.000 din start. Prima tranzacție a fost închisă în minus 10.000 și după care persoana s-a... Da, dar e că dar am o sumă de scris mesajul. Ok. Minus 10.000 din prima tranzacție, după care traderul s-a restabilit. Și în felul următor a tranzacționat cu o perioadă mai îndelungată, la fel pe K40 tranzacționarea cu câte un lot. Aici o să vedeți doar tranzacționarea cu un lot și nu cu mai mult la depozitul de 100.000. Și vă arăt care este starea contului respectiv. O secundă. Așa, până jos, iată cam arată în felul următor. Tranzacție 63 de tranzacții, au făcut profit curat 231.000. Adică au venit cu 100.000? Da. Și au făcut 230.000? Să primești timp de o lună de zile. 131.000, cum este, da? Să primești timp de o lună de zile, respectiv, evoluția contului dat. Și amintiți-ne la calculeză, la riscul. 131.000. Și asta e plus și 100 aici, da? Nu, acele 100 este în total. Asta este curat, profit curat de pe piață. Tot profitul care el l-a făcut e de 266.000. Dar el a avut și 34.000 minus. Și primește profit curat 231.000 plus al lui 100.000, asta îți primește depozitul de 300 și ceva de mii. 330. Aici e doar profit. Doar profit. Profit total. Minusul și ăsta este profit curat. Așa, încă un depozit. De fapt, chiar dacă vrei să iei banii de pe el, dacă iei atunci sunt 100.000, da? Dacă vrei să te închid lavăcica și tu ca prea să iei. Lavăcica el poate și iei 300, da? Dacă n-a să aibă nevoie să mai facă bani, iată asta este gândirea unui om sărac ca tare. Ai stat bogat, el îți gândească, vinți să mă iau un milion ca să fac un miliard. Dar ăsta sărac, da, să iei tot 300.000 și îmi ies nevoie pe viață. Ca tare nu. Evident că nimeni ajungând la un succes, nimeni nu se gândește, nu știu. Eu da. Cel puțin n-am ajuns să am așa situație ca să fac oamenii profit și să gândească că gata, nimeni ne ajunge. Eu cred că fiecare se gândește să-și mărească afacerile, să-și crească afacerile sale,
ca să fie bine mers iată. Dacă noi începem o afacere clasică și ea merge, noi o să ne gândim că ea am să merge de restaurant, un construit de grand elizie și ajunge. Iată să o trebuie. Veniturile nu e așa și așa grabă. Ok, asta nu este un exemplu. Voi ca să înțelegeți dacă afacerea clasică, nimeni nu se gândește că ok, hai să o închid sau ceva de genul. Îți gândesc, ok, hai să văd cum să investesc, ca să o scot din de pe brânci, da? Ceea ce s-a întâmplat, cum spuneți dumneavoastră, veniturile lui, el așa și-o să facă. Asta a fost un caz, că, mă rog, pandemia. Dar, practic, în perioada pandemiei, toate afacerile mici și mijlocii au avut de suferit. Nu, asta este. În afară de afacerea noastră. Înțelegeți cum este, pe o parte, el acolo a fost sufletul lui și așa s-a primit, că, într-adevăr, acolo e un castel întreg. Nu-i făcut din fier și cu lenți și lucie și la zoare. Și tot bine. Păi, tot investiție așa... Nu, ca tare el avea să fie destul de bine de profit, nu a fost pandemia. Mai ales la noi la Moldoveni foarte bine ne place să ne distrăm. Și avem, dar o nuntă, o cumătrie, noi o să facem. Păi, sigur, până apoi să dau la locul lui de bază cu modul. Ok, ce-ați vrut să întreba asta? O extragere, de exemplu, dacă persoana în cauză vrea să creadă tot contul. Da. Așa. Nu ar, nu știu, deci nu ar falimenta o bancă, dar de mult lor. Dar să faci transfer, ce să falimentează banca? Eu vreau să scoteți cash și să fac o bani în bani. Nu, ok, scoteți cash și lăsați bani în bani. Nici o problemă, doar să nu să iei din, da, să iau bani din bancă, dar să faci transfer, banca o să printeze valuta noastră, este foarte bine. A să fie cerere pentru valută străină, totodată când o să fie efectuat schimbul, de ce vă râdeți? Pur și simplu, eu știu cu băieșile noastre că nu au așa capacitate mare. De 230 de milioane de dolari? Nu, nu, cum? Nu, 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 cash momentan e foarte greu. Cum nu? O zureză, dar o zureză, 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 o zureză. Tot e ok. Bun, mergem mai departe. Apropo, faceți profit 300 de mii și faceți extragere. Și vedem cum e. Și dacă o fac? Haideți! Haideți! N-am nimic împotriva. Oamenii buni, luați, toți faceți extragere. Nu luați la mine de buznat ca să înțelegeți. Nu, dar noi am înțeles, domnule, nu ai făcut extragere mare. Nu, adică care e problema? Nu îl faceți de la noi, nu ne faceți nimic rău. Și voi ca să înțelegeți. O să faceți extragere de bani și tot banii ăștia o să-i puneți în circuit la noi în stat. Asta e bine și pentru noi. Noi să dezvoltăm statul nostru. Asta e bine. Hai faceți tot cât 300 de mii extragere. Deschideți restaurant. Ok. Așa, un alt depozit. Domnul Nicolae, l-ați văzut. Nu știu cât statement-uri ați reușit să vedeți. Doar pe domnul Nicolae pe la mine de noastră. Aha, ok. Înseamnă că eu pe toate vi le-am arătat. Transacționarea PSP500 cu volum, dar nu numai PSP500, cu volum destul de mic, nu știu, trading scam. Depozitul, dacă nu greșesc aici, a fost de la 3.000 cu asigurare și profitul care l-a făcut la sfârșit de lună, uitați-vă, toate tranzacțiile cu volum maximal de 0.3, depozitul de 3.000, dacă nu greșesc, a fost și bonus stop și asigurare. Dar cum știți voi, bonus stop nu ajută la nimic. Bonus cu stop, depozitul 3.000 și asigurare. Tranzacționarea cu 0.1, 0.2, maxim 0.3. PSP500, lira turcească, pe valut și pe PSP500 mai mult, din câte vedem. Nu are tranzacții și pe vitea. În total au fost efectuate, dacă nu greșesc, 120 de tranzacții. 150 de luni? Da, 100, da, timp de o lună de zile au fost 150 de tranzacții. Profit total 8.570, profit curat 7.493 de dolari. Pe minus, adică minus care l-a luat, ăsta a fost doar 1.070 de dolari. Și riscul destul de, adică mic, nu cu volum mare. Și de asta, относительная просадка a fost de 4,87%. Chiar dacă a fost o tranzacționare riscantă, cu deschis multe tranzacții, dar în minus, ură din prosadcă a fost destul de bine. Dar știți cum tranzacționa traderul? Stop loss spunea, stop loss spunea, că e asigurare și n-ai cum stop loss.
Da, tranzacționa, din cât știu, din două în două ore, punea ceasul și se tăia piața dacă este intrare. Din două în două ore, se deschidea tranzacția. Destul de agresiv, ca mod, ca volumul de tranzacționare. Așa, și cam îmi pare că asta este tot. Toate le-am dat la depozitele respective. Așa, bun. Ce întrebări? Văd că domnișoara Victoria se reține. Ce întrebări sunt la masterclass-ul de astăzi? Ce concluzie, ca final, da? Merge cu vreun indicator și nouă combinații cu combinații. Indicatorul ești nouă cu combinații? Cu alt indicator, cu un alt indicator. Dar el e indicator destul de complex. Preț în moment de intrare îți folosiți și linia verde. În momentul de ieșire îți folosiți indicatorul când el intră înapoi în nouă. Și asta este tot. Nu recomand indicatorul cu ceva să-l combinați. Asta nu este care, mă rog, dă direcție, dar nu dă intrare. Indicatorul este destul de complex, care dă și intrarea și ieșirea din piață. Adică tot e lucrează practic toate instrumentele. Piața de capital nu la verificat, dar vă spun, piața de capital nici nu sunt sigur că mai merg indicatorii. Adică merge analiza tehnică cel mai mult dacă sunt amatori de tranzacționare de piețele de capital, evident că folosiți nivelele, trendul, dar trendul pe piața de capital știți cum mai bine. Piața de capital orientați-vă la baie și depozitul să vă fie adoptat după piața de capital. Este o piață mult mai profitabilă și de unde nu ai intrat acolo, oricum o să meargă bani. Oricum o să meargă. Doar trebuie să rezistați corecția care o să fie. Corecții mai mari, 20.000 de puncte. După pandemie, anume vorbesc despre 500, ele nu au fost. Dar și CAC 40 au tot nu făcut corecții mai mari. Cine știe ce tranzacționează pe capital? Este mai mult? Și bună. Crută. Și oricum mai mult orientați-vă la pozițiile de cumpărare. Bun, ce întrebări încă au apărut? Când este următorul masterclass? Următorul masterclass. Numerele de contacte dumneavoastră le-ați